Школа versus карантина. Bro, eu deja nebunesc. Tot timpul pentru casă minimum ia 3 ore. Da, nu ți se părut, știi câte diamante reușeam să adun în acest timp? În Minecraft, desigur, și arăt ca un miner. Hai, pa. Română, matematică, chimie, fizică, 10 exerciții, doamne! A, inima a început să mă doară, a, doamne! Sorry, puiul, astăzi fără tine rămân. Minecraft. Și ce vom avea astăzi la temă pentru o casă? Poate să construim o rachetă singură acasă sau să calculăm greutatea lunii uitându-se de la balcon. Deci, copii, temă pentru o casă am trimis-o pe poștă. Vă rog să finisați temă pentru o casă până seara, bine? Ha, da, să ne uităm și eu vine pe poștă. Aha, aici vreau 2, 3, poate 4 ore și totul va fi ok. Deci, de, mă iertați, s-a întâmplat o eroare, internetul nu știu ce acolo și s-a trimis prima parte din 30 de părți, așa că cele 29 de părți vor veni timp de ore. Bine, copii? Și asta doar prima parte? Oh my god, au mai rămas încă 29 de părți. Profesorul cu tătul a nebunit. Matane, tata on! Fuck! Oh my god! Doamne! Unde-i pornit? Pa, nu-ți fă grijă. O plimbare obișnuită cu prieteni. Seara voi fi. Totul e bine? Totul e bine. Fiule, doar pe 10 minute la plimbare. Bine, mam. Eu o să verific. Și cum te-ai plimbat? Bine! Deci, următorul după listă este Motan. Dar unde este el? Câte ori acum? Asta e tăcea priba. Educația fizică. Atunci mi-am făcut 40 de minute să dorm. Deci următorul exercițiu este 50 de flotări. Începe peste 5 minute. Fuck, eu ce arăta sportiv? Stai la mâine. Deci instalăm așa camera. Nice. Deci, stai aici, băgăm acest video și o repetăm de câteva ori. Nice. Deci începem! 1, 2, 3, 5 minutes later. 49, 50. Deci, Motane, tu ești un monstru, eu nu am setat asta de la tine. Motane, ai oprește, oprește, te rog. 5 minutes later. Motane, ajunge, ajunge, te rog, ajunge. Опрежьте, рог! Оооо, боже! Дурбит дур 3 ори. Зеште ми репеди! Инка иди мерз 40 минути пана на школу. Мам, путей се ну ми аминтерж, штиву ја. Бро, ми репеди креазун сервер ши гоу се жукам. Дич фиули, дежа и терзиу, ми репеди ла кулкари. Хайди! Бро, жукам? Жукам, бро! Casă. Am uitat că e tot casă. Astfel, 29 plus 29 fac 50. Tu ți-ai scris? Doamnă profesoară, poate astăzi mai devreme, deoarece lecția următoare avem în notul. Adică ai notul?
А шо я рот рот? Școală versus carantină. Prieteni, 10.000 de like-uri pentru partea a doua. Nu uitați să vă abonați dacă vreți să priviți următoarea parte și nu uitați de clopoțel. Miau.